Bună dimineața, dragilor! Îmi place arta pentru că îmi pot dezvolta atenția, spiritul de observație, iar în acest loc deosebit în care mă aflu, și copiii își pot dezvolta abilitățile, mai ales în zilele ce vor urma, pentru că li s-a pregătit un program special. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața! Am pregătit pentru toți cei care rămân în București în această mini-vacanță, ateliere grozave de artă pentru copii, care sunt pline de surprize, așa că știu că plouă și probabil va ploua toată această mini-vacanță, așa că am zis să vă aducem soarele în lucrările de artă și în suflete, prin atelierele pe care le facem aici la Art Safari. Începând de mâine, până pe data de 5 inclusiv, începând cu ora 12, așteptăm copiii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani să vină la atelierele noastre de artă. Și știu că primesc această întrebare tot timpul. Dacă are 12 și 4 luni sau 13, îl primiți? Da, îl primim. Nu rămâne nimeni fără să participe la atelierele noastre. Cum se desfășoară un program complet? Un lucru foarte interesant care trebuie menționat, având în vedere că atelierele noastre de artă se desfășoară într-un muzeu, copiii încep atelierele prin a vizita muzeul. Lectorii noștri, profesorii noștri de artă, le povestesc lucruri interesante despre lucrările pe care ei le văd, despre artiștii noștri faimoși. Copiii se uită cu foarte mare atenție la tablouri și, inspirați de ce văd sus în ateliere, coboară în spațiul special dedicat de la parterul palatului nostru din centrul capitalei, ca să folosească toate cunoștințele pe care le-au dobândit și în lumea practică, adică pe pânză sau pe foaia de hârtie. Și trebuie să admir deja mica pictură pe care Eva a realizat-o, pentru că nouă ne place atât de mult arta, nu am mai avut răbdare să se facă mâine, 1 mai, am zis să începem de pe acum atelierele. Eva este foarte talentată și sunt tare curioasă. Ce ai pictat aici, Eva? O girafă. Și ce ai mai pictat? Ce altceva? Am pictat o inimă colorată, niște animăluțe și un urs panda. Ești foarte talentată. Mulțumesc. Și pot fi însoțiți și de adulți, cei mici? Bineînțeles, pot fi însoțiți și de adulți. După turul ghidat, copiii coboară din spațiile noastre expoziționale, unde au văzut Tonița, Grigorescu, pe marii noștri maestri, și aici, în spațiile dedicate atelierelor, împreună cu lectorii, încep concret cursurile. Cât durează un asemenea tur? O oră, cu vizita ghidată. Este foarte important să-i ținem pe copii cât mai pasionați de subiectul respectiv, așa că sunt minutele cronometate pentru cât de mult ei pot să fie atenți. Și chiar dacă noi am plănuit o oră, să știi că avem copii care stau chiar o oră și jumătate. Îi lăsăm. Mulțumesc tare mult, Ioana. Dragilor, sper că am fost o inspirație pentru voi și vă veți aduce copii aici. Lili, Bogdan, la voi mă refer. Atât de aici, înapoi la voi!